Trebuie să spun că Adex Enocol era evreu și era prieten cu poet. Prieten bun. La fel cu Îndărescu, Epaminon Davucevski și Ciprian Porumbescu. Nu îl deranja câtuși de puțin originalului, ci om. Așadar, Eminescu obișnuia să-și noteze într-un manuscris special confecționat, manuscrisul 2225, în care găsim gânduri răzlețe, adesea comori ascunse, despre care știm foarte, foarte puțin. Ce să ne spună, spre exemplu, versul răzleț care sună așa, ca o spaină împietrită, ca un vis împremenit. Vers pe care nu-l găsim integrat în niciuna dintre creațiile poetului. În același manuscris, Eminescu notează gândul despre pseudotalent, talent și gen. Și iată ce spune. Chiar vă rog să fiți atenți. Eu am fost extrem de surprins când am citit în fragmentarul acest lucru.